Epistola către Tit și frumoasa insulă Creta, una din destinațiile favorite ale românilor, mai ales în perioada asta de vară. Dacă numele Timotei înseamnă în și pentru onoarea lui Dumnezeu, numele Tit înseamnă fie apărător, fie un titlu onorific. Cu alte cuvinte, până și numele acestei scrisori, ne invită să ne gândim oare viața ta și a mea să fie cea mai bună apărare a Evangheliei, să fie un vector înspre favoarea conferită de Dumnezeu. Scrisă undeva în cursul anului 63 după Hristos, cam în aceeași perioadă cu 1 Timotei, mesajul acestei epistole atât de scurte, este unul extrem de incitant. În spatele blocului unde locuim, există un teren nefolosit care contrastează izbitor cu casele și rânduiala din vecinătate. Gazonul frumos, tuns, verdeața, aranjamentele florale, toate acestea și atenția la detalii, te izbește vizual oferindu-ți această priveliște bulversantă. Buruienile crescute în voie după această perioadă de ploi consistente contrariază simetria și rânduiala din vecinătate. Cât de greitoare este această imagine pentru mesajul central al epistolei, poate că nici nu bănuiți. Dacă aș citit cu atenție această carte, probabil v-au sărit în ochi anumite cuvinte sau formulări. Ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Este poate scopul declarat pe care îl putem intui destul de sigur cu privire la intenția pe care Pavel o are atunci când îi se adresează lui Tit. Dacă ne întoarcem chiar la cuvintele inaugurale ale epistolei, Pavel spune în felul următor. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia. În versetul 9 din același prim capitol, Pavel, adresându-se prezbiterilor, spune că ei ar trebui să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască. În învățătura sănătoasă. Ați observat această repetiție cu privire la potrivire, asortare, așezarea armonioasă a lucrurilor în biserică și în viața noastră. Și nu în ultimul rând, accentul și repetiția legată de învățătura sănătoasă sare în ochi. În 1 cu 9, în versetul 13 când îi avertizează și îl încurajează pe Timotei să apeleze până și la mustrare, un cuvânt mai greu de acceptat în vremurile noastre, pentru a relua din nou în capitolul 2 cu versetul 1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și în dreptul tinerilor îl atenționează pe Tit să fie un exemplu în toate privințele pentru ei, iar în ce privește învățătura îi spune să dai dovadă de curăție și vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Oare ce să însemne această familiarizare, această repetiție, această conștientizare în mintea noastră a apelului la învățătura sănătoasă? Prin urmare, cel puțin trei repetiții în această scrisoare ne pisează în creuzetul ei pentru a modela ceva în viața noastră. Oare ce? În primul rând, această carte vorbește despre o rânduire a lucrurilor și a vieții noastre interioare. Din altă perspectivă, ne vorbește despre lucrurile care se potrivesc, cu care se asortează adevărul. Și nu în ultimul rând, în zdrăvenirea socială, și infuzia de vitalitate a creștinilor. Învățătura sănătoasă are o trimitere negativă la avertizarea și atenționare cu privire la orice învățătură care nu este conformă adevărului și adevărului Dumnezeu, care în scurt timp poate să culce la pământ o comunitate, poate să facă ravagii datorită infecției virale pe care o transmite, pe care o aduce cu sine. Însă apelul la învățătura sănătoasă are această componentă, această valență extrem de vitală pe care creștinii ar trebui să o propage, să o ducă cu ei în lume, la locul de muncă, oriunde pleacă în călătorie. Și anume că prezența unui creștin ar trebui să fie un factor de coeziune, de îndrevenire, de infuzie, de vitalitate până la urmă, socială. O rânduire a lucrurilor și ținerea lor în rânduială simetria sau armonia vieții de credință și nu în ultimul rând învățătura sănătoasă. Par să fie lucrurile directoare care ne captează atenția. Ce provocare ne stă înainte azi. Așadar, care sunt contribuțiile hotărătoare, substanțiale ale epistolei către Tit? Întrucât în 1 Timotei am vorbit despre oamenii de caracter, care reprezintă factorul de coeziune, în situațiile de criză și structurile funcționale, idee pe care Pavel Orea și atunci când îi adresează lui Tit aceste cuvinte, fiindcă am amintit acolo acest aspect voi lăsa doar cele trei adevăruri cruciale care răzbat în această epistolă scurtă: cumpătarea, miracolul harului și importanța sau valoarea faptelor bune. Din 17 apariții ale cuvântului cumpătare în Noul Testament, 11 dintre ele apar în epistolele pastorale. 3 în întâia scrisoare către Timotei, o apariție în 2 Timotei și celelalte 7 le întâlnim toate în epistola către Tit. Una dintre trăsăturile definitorii ale prezbiterului, ale celui care slujește în comunitate, trebuie să fie neapărat cumpătarea, spune Apostolul Pavel. Însă cele mai multe apariții ale cuvântului cumpătare, cum poate bine ați observat, dacă ați citit Tit, se găsesc în capitolul 2. Nu mai puțin de cinci apariții, repetiții ale acestui cuvânt sunt ațintite în textul acesta. În dreptul seniorilor, în dreptul femeilor în vârstă, a femeilor tinere, care au nevoie de această învățare prin model, prin exemplu, prin trăirea celor mai în vârstă, o observație remarcabilă e că în dreptul tinerilor, cumpătarea este singura cerință pe care Pavel o pune în cârca lor, pentru că în versetul 11 și 12, unul din punctele de cotitură ale acestei scrisori, Apostolul Pavel să justifice, să așeze în rădăcină tot mesajul creștin, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Înseamnă că toată invitația legată de cumpătare este așezată, este clădită pe această realitate a harului. Iar în capitolul 3, cu versetul 2, este reluată această idee în fața autorităților, a oamenilor care ne conduc. La nivel social, fiecare credincios este invitat, așa cum spune Pavel, să nu vorbească de rău pe nimeni să nu fie gata de harță sau de ceartă, ci să fie cumpătați sau rezonabili, plin de blândețe față de toți oamenii. Cu alte cuvinte, nu există grup, categorie socială, segment de vârstă sau individ care să nu intre sub incidența uh, acestei chemări legate de cumpătare care să nu fie somat, care să nu fie atenționat de importanța ei. Asemenea, evlaviei și cumpătarea este una dintre cele mai prețuite trăsături în morala păgână a vremii. De aceea, probabil, sesizăm reticența autorilor creștini, la fel ca în cazul evlaviei, să vorbească, să preia acest termen. Însă Apostolul Pavel nu se sfiește să facă lucrul acesta. Și poate că sesizăm în spatele acestui gest un gând absolut remarcabil de care am avea atâtea de învățat în zilele noastre. Și anume că una din preocupările majore la finalul slujirii Apostolului Pavel este această orientare cu privire la viața Bisericii, ca ceea ce fac ei, ceea ce fac creștinii, să fie atractiv, interesant și convingător. Remarcăm în spatele acestei atitudini preocuparea asiduă a Marelui Apostol ca biserica să fie luată în serios de lumea înconjurătoare și să nu devină un obiect al bagiocurii sau ridiculizării. Marea mea problemă e cât de atrăgător mai este pentru noi astăzi cuvântul cumpătare sau cât de prețuită este între creștinii zilor noastre. Cred că avem din nou în față un cuvânt prăfuit de vrem și viciat de complicitatea noastră până la urmă. Cuvântul sofrona din limba greacă, cumpătare, face trimitere la structura interioară și la strunirea gândurilor noastre. Uh, un cuvânt care vine din aceeași rădăcină mai apare în Filipeni, capitolul 2, unde ne spune să avem gândul acela care era și în Hristos. Și cuvântul acesta, sofrona, uh, pornește din aceeași rădăcină și trimite la o judecată corectă, justă, dreaptă. De aceea am putea vorbi despre cumpănire și cumpătare, despre judecată sănătoasă și o viață ordonată. O carte excelentă care despachetează admirabil acest cuvânt, deși nu cred că își propune să vorbească explicit despre cumpătare, este cartea lui Gordon MacDonald, Ordine în Universul Interior. Cam asta cred că reprezintă invitația pe care ne-o face cumpătarea în această dimineață. Doamne, ce invitație pentru viața agitată a zilelor noastre. Echilibru lăuntric și o viață ordonată, tărie interioară și ordine în viață. Ce ți-ai putea dori mai mult? Un lucru pe care l-am recomandat membrilor din familia mea este să încerce să formuleze într-un mod pozitiv o dorință, un lucru care îl resimt ca o frustrare sau nemplinire. însă știți ce am remarcat? Am rămas uimit că m-am trezit căzând exact în aceeași greșeală. E mult mai comod să urmezi anumite automatisme și e atât de greu să trăiești din acel centru liniștit al ființei tale care calmează potolește empatizează și vindecă. Însă lucrurile nu se vor schimba dacă nu învățăm să ne cumpănim, să ne gândim viața în termeni aceștia. Iată o întrebare interesantă. Oare sporim iritarea și toxicitatea din jur sau suntem o prezență profilactică pentru cei care ne înconjoară? Cumpătarea calea nobilă între legalismul constipat și o viață fără frâu. Pare să fie chemarea irezistibilă a Apostolului Pavel prin preluarea, prin răscumpărarea acestui termen păgând de cumpătare. Și cât de greu poate fi. Iată ce spunea cineva. Este ușor ca entuziasmul să devină fanatism, ca zelul să devină isterie, ca integritatea să devină dură și neiertătoare, iar chipzuiala să se transforme în zgârcenie. Observați că orice calitate se află în acest pericol de a se compromite, de a-și pierde vigoarea, echilibrul și tensiunea normală în care ar trebui să existe. Cu atât mai mult când vorbim de cumpătare. Un om cumpătat este un om, în primul rând, calculat, cu o judecată sănătoasă, justă, în al doilea rând, înfrânat, își ține în frâu dorințele, își disciplinează, își grădinărește Universul Interior, este un om echilibrat, cu alte cuvinte, trăiește în armonie cu sine. Și patru, este un om demn care câștigă respectul semenilor. Vedeți, Pericolul când ne gândim la cumpătare, îi să avem impresia că se referă doar la a refuza anumite excese, de a păstra o anumită balanță, un anumit echilibru. Și de multe ori poate ne gândim la mâncare sau la aspecte din astea mai practice. Însă invitația legată de cumpătare este una generală care te învață să-ți grădinărești viața lăuntrică și interioară. De ce credeți că este singura cerință în dreptul tinerilor? Dacă reușești să trăiești o viață armonioasă, reușești în orice alt domeniu al vieții. Ce zici, tinere, ți-am atras atenția prin această observație. Invitația lui Pavel în capitolul 2, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lume și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Surprinde, de fapt, felul în care Harul lui Dumnezeu transformă și influențează viața noastră pe câteva coordonate. Cumpătarea are în vedere relația cu sinele tău, dreptatea sau corectitudinea, corectitudinea, relația cu seamănul tău, în timp ce Evlavia vizează relația cu Dumnezeu, pioșenia în cotidian sau verticalitate în detalii. Ții cont de Dumnezeu în toate amănuntele, în toate banalitățile vieții. Prin urmare, cumpătarea nu doar că este cerința expresă și universală pentru orice creștin, dar este grefată pe experiența Harului, Izvorăște din această realitate miraculoasă a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Schimbarea făcută prin Duhul Sfânt în viața unui om ar trebui să fie vizibilă, cel puțin la nivelul judecății sănătoase, a cumpătului, a echilibrului sufletesc și a respectului pe care îl inspiră celor din jurul nostru. Așa arată viețile noastre. Un filozof gânditor din secolul I, Ona Sander, a scris un tratat despre calitățile unui general de armată. Citez: Ar trebui ales nu datorită faptului că este de viță nobilă sau din pricina bogăției, ci pentru că este cumpătat, înfrânat, vigilent, frugal, care nu pierde timpul, muncește din greu, alert. Lipsi de lăcomie, nici prea tânăr, nici prea bătrân, dacă se poate să aibă familie, copii, să fie un bun vorbitor și un om cu o bună reputație. Interesant că Ona Sander explică ceea ce înțelege prin cumpătare și adaugă: Pentru ca un general să nu fie distras de plăcerile trupului, așa ca să neglijeze chestiuni de o importanță hotărătoare. Observați cum elementul de cumpăt, de gândire dreaptă, corectă, care îți duce viața în direcția care trebuie, este cea care îți pune ordine, care îți așează viața în făgașul normal. Însă toți cei care sunteți preocupați de partea practică, nu se poate să nu vă întrebați, bine, bine, dar cum se întâmplă lucrul acesta? Iată câteva sugestii practice pe care le recomand. În primul rând, prin solitudine și redescoperirea sinelui nostru. Oare ce credeți? Momentele în care Mântuitorul se trezea când crăpa de ziua, când toți ceilalți erau adormiți, credeți că a fost doar momentul lui de rugăciune și de conectare cu Dumnezeu? Cu siguranță. Însă solitudinea, retragerea, întotdeauna te ajută să fii cu gândurile tale, să trăiești în armonie cu sinele tău, să te poți reconecta cu trăirile tale, să te reîmprietenești cu tine însuți. Ăsta e primul pas pe care îl putem face pentru a dobândi, pentru a câștiga această virtute extraordinară care este cumpătarea. În al doilea rând, simplifică-ți viața. Hey! ușor de spus, greu, mai greu de făcut. Un exemplu din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, este cel clasic, cunoscut al celor două surori. De atâtea ori, exemplul acesta e atât de greu de manevrat în ce privește învățătura și vă dați seama că nu pot să o scobor pe Marta, pentru că exemplul ei de slujire vine imediat după ce Hristos spune faimoasa pildă Legată de Samariteanul milostiv, care sacrifică totul de dragul seamănului său. Și atunci, cum ar trebui înțeles textul acesta? care acel lucru, acea parte bună pe care Maria și-a luat-o? Ceea ce ne învață exemplul acesta este că dacă știm care sunt lucrurile care contează, lucrurile primordiale, pe care trebuie să le punem pe primul plan în viața noastră. Astea ne vor simplifica viața, ne vor fi de folos, ne vor organiza, vor da coeziune activităților și felului în care ne desfășurăm activitatea. În al treilea rând, evaluează-te periodic. Îs câteva domenii în care de obicei, îi invit pe cei de la Cateheze sau pe cei cu care stau de vorbă, când vine vorba de slujire, să își interogheze un pic viața. Familia, biserica, slujba sau școala și, în cele din urmă, dimensiunea socială a relației cu oamenii cu care nu ne întâlnim în general la locul de muncă, la biserică sau în familie. Oare ce anume din viața mea, pe parcursul unei zile sau unei săptămâni, vizează decizii, planuri, activități care să intre în cele patru domenii pe care le-am amintit. Ele te vor ajuta să-ți structurezi, să îți organizezi un pic viața. În al patrulea rând, ține lucrurile în tensiune. De multe ori avem tendința să alunecăm, fie în rugăciune, fie în militantism sau în alte aspecte, Însă lucru care îți dă coeziune și care îți conferă până la urmă cumpătare este această putere de a ține lucrurile în tensiune. Iată câteva perechi care pe mine mă ajută să-mi regândesc viața. Să fii pasiv și militant în același timp, să fii mistic și practic, să te rogi și să te implici în comunitate, să prețuiești familia, munca, activitatea pe care o faci, să te bucuri de trupul pe care Dumnezeu ți l-a dat, să ai grijă de sufletul tău și lista ar putea continua. Celebrare, post. Observați, de multe ori uh, unii uh, trăiesc această frenezie a celebrării fără să știe ce înseamnă înfrânarea, abstinența. Alții prețuiesc atât de mult înfrânarea, abstinența, încât uită să se mai bucure să celebreze. Această ținere în tensiune, în frâu a lucrurilor, până la urmă ne ajută să deprindem cumpătarea. Și ultimul lucru pe care l-aș recomanda, care e un lucru director după care ne putem călăuzi viața, e dacă noi avem acest cel suprem de a trăi în armonie cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. Să avem acest deziderat, această căutare, această preocupare, în viață. Provocarea cumpătării interoghează capacitatea gestionării și orânduirii uh, propriei vieți. În capitolul 2 din Tit, unde e cea mai mare abundență și repetiție cu privire la cumpătare, găsim și patru motivații neliniștitoare. După ce le spune mai multe lucruri împreună cu această cumpătare femeilor, Motivația este ca să nu se vorbească de rău. În original sensul este ca să nu fie hulit cuvântul lui Dumnezeu din pricina voastră. Apoi când se adresează tinerilor și când îi se adresează lui Tit, îl încurajează să aibă o vorbire în care dă dovadă de curăție și vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, pentru ca, potrivnicul să rămână de rușine. Sau cum s-ar spune în limba română, să rămână cu buza umflată și să nu poată spune nimic rău de noi. În ce privește sclavii sau uh, cei care erau în această categorie a vremii respective, îi îndeamnă să asculte, să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie și motivația ei ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și nu în ultimul rând, motivația supremă din care pleacă toate celelalte, în 2 cu 11, ca să adeverească puterea harului. Iată întrebarea care adună provocarea legată de cumpătare. Gândește-te cu mare atenție la această întrebare. Reflectă viața ta și a mea o simetrie, o armonie demnă de invidiat. Când vecinii, colegii, membrii familiei tale privesc la viața ta, oare admiră echilibru, armonia în care trăiești sau simt dezacord, dezlânare și lucruri care sunt disparate și care merg în direcții opuse? Asta e provocarea legată de cumpătare și de ordinea în Universul Interior. Cea de-a doua contribuție semnificativă a epistolei este. Legată de miracolul harului. Deși cuvântul har apare doar de vreo patru ori în această scurtă epistolă, două dintre referințe vizează salutul de la început și de la sfârșit, poate vă gândiți că n-are nu știu ce greutate. Însă, fiind așezat acest cuvânt la punctele de cotitură, la această uh, atitudine dislocantă a mesajului transformator al lui Dumnezeu, în versetul 11 din capitolul 2, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, sau referința din capitolul 3 cu 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Toate aceste referințe extrem de puternice și de vitale ne invită să ne regândim această prețuire și aprecierea lucrării Harului Lui Dumnezeu. Oare ce ar putea susține, ce temei, ce logică, ce sens ar avea invitația de la începutul capitolului 2? Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Dacă n-ar exista acest temei, această logică profundă a Harului care transformă viețile noastre. Absolut tot ceea ce se așteaptă și tot ceea ce urmează, inclusiv Așteptarea de a trăi în cumpătare, dreptate și adevăr se înscrie pe această coordonată a harului sfințitor. Fenomenul creștin este, prin excelență, o experiență inexplicabilă, ilogică, paradoxală, total neașteptată, surprinzătoare și miraculoasă, transformatoare, uluitoare. E o ciudățenie, nu-i așa, că atunci când te simți la capătul puterilor, când reușești să-ți vezi răul înfiorător din propria inimă, în loc să fii pedepsit, terminat, desfințat, de fapt ești schimbat, înființat, înnobilat, devii un om nou. Marea problemă cu acest cuvânt cardinal din vocabularul creștin e că a ajuns atât de prăfuit. Încerc să-mi retraduc anumite cuvinte consacrate pentru a înțelege, pentru a reîmprospăta mesajul creștin pentru sufletul meu. Ce înseamnă harul este acea favoare total nemeritată, e acea dragoste extravagantă, e acea bunăvoință uluitoare, neașteptată și neînchipuită. Dar poate că îndepărtarea colbului obișnuinței se face în primul rând nu atât la nivel semantic cât existențial. Pilda fiului risipitor, impropriu numită așa, se încheie cu un scandal imens și cu un suspans imposibil și insuportabil. Fiul risipitor se întoarce, se căiește, revine în casa tatălui, în timp ce fiul cu minte, freamătă de îndărădnicie și mânie, refuzând să intre. Prin urmare, știm ce a făcut fiul risipitor. Oare ce va face fratele mai mare? Pare să fie întrebarea chinuitoare a acestei pilde atât de cunoscute. Observați? Aroganța morală, superioritatea suspectă, Impresia că ne-am descurcat ok în viață și n-am făcut mari prostii ne poate fi fatală din punct de vedere spiritual. Pentru a ne trezi la realitate, ar trebui să ne reamintim din când în când, spre exemplu, TIT 3 cu 3, după ce îi îndeamnă să nu vorbească de rău să fie cumpătați sau rezonabil plin de blândețe față de toți oamenii. De ce ar insista Pavel ca orice creștin să demonstreze uh, acest gen de atitudini în relațiile cotidiene? Și urmează explicația în versetul 3, căci și noi eram altădată. Fiți foarte atenți la cuvintele și la nuanțele pe care Pavel le aduce în atenție noastră. Cum eram? Fără minte neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie sau în pismă, cum traduce Cornilescu, observați această patimă în atitudinea pe care o avem de multe ori, vretnici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Oare ne surprinde că abia după momentul acesta apare declarația grațioasă și exuberantă, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Orice om care trăiește acest transfer, această conștientizare, acest șoc din punct de vedere moral și această uimire în fața bunătății lui Dumnezeu va fi schimbat pentru totdeauna, pentru tot restul vieții. Și pentru că Apostolul Pavel vorbește nu din auzite, ci din propria experiență, merită amintit un incident pe care el îl localizează atunci când se adresează celor din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 8, după ce vorbește de arătările Mântuitorului față de Petru, față de ucenici, inclusiv față de Iacov, spune, la urmă, ca unei stârpituri, ca unui avorton, ca unui copil născut prematur, care s-a născut, era Mort, nu mai avea nicio șansă. Singura rațiune pentru viața Apostolului Pavel este experiența harului. Mă întreb, apropo, tu cum îți explici viața pe care o trăiești? Ce rațiune conferi vieții tale până în momentul de față? În uh, Tit 2:11 apare acest cuvânt dur, să o rupem cu păgânătatea. Ce ruptură s-a produs în viața mea azi sau atunci când m-am întors la Dumnezeu? Miracolul Harului presupune de fiecare dată, fără excepție, o rupere și o reconstrucție. Harul de fiecare dată îți desface și îți reface viața. Zici că trăiești, Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, și cu poftele lumești, și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și, în fine, cea de-a treia contribuție decisivă, valoarea sau importanța faptelor bune. Cunosc din propria experiență, alergia noastră a evanghelicilor față de orice discuție pe tema faptelor bune. Nu știu dacă ați remarcat, în Fapte, în capitolul 10, când îngerul trimis de Dumnezeu îi se revelează, îi se descopere lui Corneliu și el tremură din toate închieturile îngerul îi spune, nu te teme iată că rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a și dus aminte de ele chiar dacă el mai avea nevoie de ceva mai trebuia să audă ceva Însă, lui Dumnezeu nu este rușine să-i transmită. Cu siguranță că omul acesta a fost sincer în milostenii, în trajutorare, în rugăciunile prin care îl căuta pe Dumnezeu. Așa că, poate ar trebui să fim un pic mai precauți în relația cu semenii noștri și să ne regândim un pic, poate, perspectiva cu privire la faptele bune. Cu siguranță ați remarcat, poate, elementul cel mai pregnant se găsește în capitolul 3, cu versetul 8 adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cum cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dacă cumva ai ratat această exprimare plină de vitalitate, Pavel își reia ideea chiar înainte de a încheia scrisoarea în capitolul 3 cu 14. Trebuie, ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi sau fruntași, cum apare noua traducere în limba română, în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. La sfârșitul vieții, Apostolul Pavel ține să le astupe gura, așa cum se exprimă și se adresează lui Tit, tuturor acelora care i-au denaturat și răstălmăcit Evanghelia. Experiența miraculoasă a harului, spune Pavel, este combustibilul care alimentează atât o viață ordonată, cumpătată, cât și puterea de a face fapte bune. Primul detaliu care ne confiscă atenția legat de fapte bune este verdictul pe care îl dă în dreptul tuturor acelora care se țin credincioși. În vremea respectivă, și se adresează și fiecare dintre noi astăzi, în 1 cu 16. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc sau îl neagă. Căci sunt o scârbă. Nu prea ne place cuvântul acesta. Observați reacția de repulsie, de lehamite, pe care credința declarată în societate, în fața oamenilor o creează în momentul în care nu este dublată, nu găsește acoperire în acțiuni și fapte cotidiene. Și spune, sunt o scârbă nesupuși și netrepnici. În original, cuvântul se vorbește despre faptul că ei sunt descalificați, incapabili pentru orice faptă bună. În nenumărate ocazii n-au demonstrat nici măcar printr-o acțiune că ei se califică că faptele lor în vreun fel corespund cu credința pe care o mărturisesc. Prin urmare, întrebarea inevitabilă la sfârșitul capitolului 1 legat de fapte este aceasta. Faptele noastre fie validează, fie invalidează credința noastră. Oare pe unde ne situăm? Ce forță poate avea această adresare de la începutul capitolului 2? Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Pentru că în versetul 7 se-i spună lui Tit, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în versetul 14 nu există dubii, nu există loc de îndoială când spune El, Isus Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui, cum? Plin de râvnă, de pasiune pentru fapte bune. Pentru orice cititor al vremii, cuvântul din original face trimitere la mișcarea radicală a zeloților. Și Apostolul Pavel nu face altceva decât să redirecționeze spre faptele bune, reparatorii, pasiunea, vitalitatea, râvna Angajamentul oricărui creștin, a oricărui om care crede, care își afirmă deschis credința în Dumnezeu. Nu doar că în viața unui creștin faptele nu contrazic credința și nu îl descalifică, dar este animat și de o pasiune în a face, în a urmări binele. Ia să vă văd, vrea să spună Apostolul Pavel. Versetul 15 cumva adună toate aspectele astea într-un singur gând. Spune lucrurile acestea, sfătuiește, încurajează și mustră cu deplină autoritate. Nimeni să nu te disprețuiască. Ceea ce ne uimește însă poate cel mai mult în următorul capitol, în capitolul 3, este cât de natural, de firesc, așează Apostolul Pavel, valoarea faptelor bune în logica sau în bătătura Harului. În Tit, capitolul 3, cu versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a turnat, l-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată, socotiți neprieniți, prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Și observați ce greutate poate să aibă versetul următor. Adevărat este cuvântul acesta, care te leagă de ceea ce a spus și clădește întemeiat pe ceea ce urmează. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din Tăi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Chiar cred că insistența, ciorovăielile și verbozitatea sunt mai convingătoare decât evidența palpabilă a faptelor și acțiunilor noastre. Dar să las pe Pavel să ne interogheze un pic. Descalificați, netrepnici pentru orice faptă bună sau zeloți pentru fapte bune? Cei din tâi sau cei de pe urmă? Fruntași sau codași? Caut în mod activ sau sunt indiferent? Delăsător, mi-e tot una este facerea de bine o deprindere sau un accident, o excepție rară? Observați, la începutul capitolului 3 există o subliniere foarte interesantă. Spunele să nu fie gata de ceartă, ci să fie gata să facă orice lucru bun. Adule aminte, atât de frumoasă e sublinierea asta, ori de câte ori apare. Un lucru pe care îl știi, dar care trebuie să ți se reamintească de nenumărate ori adule aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, virgulă, să fie gata să facă orice lucru bun. Ascultarea asta nu e una oarbă, ci este una foarte clară în ce privește binele celor de lângă noi, asemenilor. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu ne-a încurajat să facem un lucru rău pe care statul ți-l ar putea cere într-o anumită situație. Însă acest cuvânt sau această formă de adresare să fie gata stă în contrast cu expresia imediat următoare, să nu vorbească de rău, să nu fie gata de ceartă, gata de harță, de ceartă sau gata de fapte bune. Apostolul Pavel are trei forme de exprimare care ar trebui să ne ridice întrebări, fiecare dintre noi, în ce privește faptele noastre. El spune să fie gata, să caute, să se deprindă. Cu alte cuvinte, ne cheamă la receptivitate, la inițiativă și la antrenament. Cât de receptiv sunt eu? Sunt pe fază atunci când se ivește ocazia? Ce inițiativă concretă am avut săptămâna aceasta? sau voi avea săptămâna viitoare? Cât de des mă duc la antrenament? Să fie facerea de bine un accident sau o practică curentă, obișnuită în viața mea? Dacă mântuirea nu-i prin fapte, cum poate cineva să fie cel din tâi în fapte bune? S-ar putea să fie o întrebare care apare în sufletele voastre în această dimineață. Iată care sunt coordonatele pe care ar trebui să ne urmărim parcursul fiecare dintre noi. Faptele bune pornesc din recunoștință, continuă prin receptivitate față de nevoile altora, inițiativă, obișnuință și discreție. Cel mai bun test pentru a-ți verifica motivația când faci anumite acțiuni pentru semenii tăi îi să le faci și să nu spui nimănui despre ele, nici chiar soției sau soțului tău. Este cel mai bun test cu privire la dorința arzătoare de a vorbi, de a te exprima, de a te lăsa auzit de către alții cu privire la binele pe care l-ai făcut într-un fel sau altul. Poate că un alt titlu pe care l-am putea da mesajului nostru ar putea fi despre arătările sau întrupările Harului. Harul lui Dumnezeu a fost arătat, oare cum arată el întrupat, cum arată întrupările în viața creștinilor care vorbesc despre Dumnezeu. Sunt câteva expresii care mi-au rămas întipărite. Tu însă, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat despre orânduirea și punerea în armonie a lucrurilor din viața noastră. Contribuțiile indiscutabile, neînduelnice, al acestei scrisori sunt cumpătarea, harul și faptele bune care însoțesc mântuirea. Trei contribuții simple memorabile și extrem de actuale. Puterea Evangheliei de a aduce echilibru și armonie în viață, puterea Evangheliei de a ne schimba și puterea Evangheliei de a ne impulsiona. Oare ce ne-am putea dori mai mult astăzi, citind cuvintele lui Pavel adresate lui Tit? Cumpătarea ne învață să ne orânduim casa Sufletului harul, să o rupem cu păgânătatea și să trăim. Faptele bune, să ieșim din zona de confort pentru a descoperi chipul lui Hristos pe fața străinului. Poate că ideea centrală sau tema unificatoare din această scrisoare, epistolă fascinantă, este aceasta. O a vieții și a comunităților noastre. Factorul declanșator, miracolul harului, factorul unificator, cumpătarea, factorul convingător, faptele și acțiunile noastre. În încheiere îngăduițim să vă adresez trei întrebări structurate pe cele trei contribuții pentru cugetul nostru al fiecăruia. Ce ruptură s-a produs în viața mea azi ca să pot trăi cu adevărat. Reflectă viața mea și a ta o simetrie, o armonie demnă de invidiat. Și trei, oare sunt gata pentru orice faptă bună? Caut Planific, urmăresc, intenționat. Și oare a devenit o deprindere bine exersată, facerea de bine în viața mea și în viața ta? Tată drag, îți mulțumim frumos pentru cuvintele încurajatoare și răscolitoare. Chiar răvășitoare pe alocuri, ale Apostolului Pavel. Suntem impresionați de această coeziune pe care harul tău ar trebui să o prelucreze în viața, în interiorul fiecăruia dintre noi și apoi să coordoneze gândurile, faptele, acțiunile, trăirile într-un tot unitar, armonios, care să te onoreze. Să te cinstească și să trezească aprecierea și interesul oamenilor pentru tine. Asta te rugăm pentru viețile noastre, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne privesc. Tată drag, ne închinăm înaintea ta cu recunoștință. În numele, drag al Domnului Isus, și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin.